Vești bune pentru apicultorii de la noi din țară. Ministerul Agriculturii a anunțat bugetul Programului Național Apicol pentru perioada 2017-2019. Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Național Apicol pentru perioada 2017-2019, este de 48.576.902 lei. Până în anul 2019, MADR va acorda sprijin financiar producătorilor apicol pentru achiziționarea de maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox, de medicamente pentru tratarea varozei și nosemozei, de colectare de polen, colectare de propolis, uscător de polen sau încălzitor de miere și sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral. Prin cutie se înțelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție. Beneficiarii programului sunt apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului, numărul 44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare. Cooperativele agricole recunoscute, conform legislației în vigoare, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori.